Cuvântul Domnului astăzi este din 1 Corinteni, capitolul 10, primele 13 versete. 1 Corinteni, capitolul 10. Iată cuvântul Domnului. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească care venea după ei. Și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim, cum au făcut unii dintre ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde. Și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Amin. Să ne mai rugăm încă o dată, Doamne, acesta este un cuvânt de învățătură și de avertizare în același timp, de ce avem nevoie de asistența Duhului Tău, care să ne vorbească prin acest cuvânt tuturor, mai ales celor care trăiesc ușuratic, neatenți. Nu vrem să fim dintre aceștia, vrem să fim credincioși legământului cu Tine, să biruim, să mergem până la capăt, indiferent de câte încercări și ispite vor veni asupra noastră. De aceea vorbește-ne tuturor, întărește credința, stârnește credința în cei care nu au și ne lăsăm acum la îndemâna Duhului și a Cuvântului Tău. În numele Lui Hristos ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt din nou în biserica cu dumneavoastră. Vă aduc salutări din multe părți, nu le număr. Perioada aceasta când am lipsit, când am fost în biserică. Uh.
Biserica studiază Cartea 1 Corinteni. Și textul acesta apare diferit față de alte texte care abordează probleme de morală creștină. Pavel, înainte de capitolul 10, a vorbit despre posibilitatea ca și el, apostolul lui Hristos, să fie ispitit, să fie neatent, să nu se înfrâneze și să cadă. De aceea, finalul capitolului 9 spune: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Pentru nici unul dintre noi, slujitor fiind, indiferent că e slujire muzicală, predicare sau altceva, nu este o garanție că vom fi protejați pentru că facem anumite slujiri. Și această idee a lui Pavel este dezvoltată acum în pasajul nostru. De ce? Pentru că în biserica din Corint s-a instalat o stare de indolență, de superficialitate, adusă chiar de, cum credeau ei, elita spirituală a bisericii. Ei credeau și propovăduiau ideea aceasta, că dacă ești deja al Domnului, dacă ești deja în legământ, dacă ești botezat, dacă participi la Euharistie, la părtășia, la cina Domnului, dacă ai anumite experiențe, daruri, ești automat protejat de orice ispită. Și Pavel sesizează această greșeală de gândire și de trăire și vrea să ajusteze, vrea să atragă atenția, vrea să avertizeze că nimeni nu este protejat de posibilitatea de a fi ispitit și de a cădea în ispită și de a pierde privilegiile pe care le are. Acesta este cadrul, acesta este contextul și vom intra puțin mai adânc în lecțiile lui Pavel, pentru că el ce face acum, ia niște exemple, pilde din trecut. Ce greșeli au făcut izraeliții în vechime? Face o paralelă cu potențialele greșeli și posibile greșeli din Corint și atrage atenția. Să nu credeți că anumite lucrări pe care le faceți vă protejează automat. Trebuie să fiți serioși în legământ, trebuie să exersați disciplina spirituală, înfrânarea. Altfel, poți să cazi, să pierzi tot dintr-o dată. Și în ultimii ani ați auzit, acum cu internetul e mult mai ușor să auzi, să citești, despre conducători creștini care au căzut în tot felul de păcate. Și nu doar că numele lor a fost compromis, dar știți cum? Un lider care reprezintă, deci, o comunitate, atunci când face ceva greșit, un păcat, când deviază sau acceptă o erezie, o învățătură greșită, atrage după el, duce după el
pe toți cei care sunt în spatele lui, care sunt în comunitatea din care el face parte. Că e vorba de pastor, o prezbiter sau lider de organizație, nu poți să spui trăiesc de unul singur, eu dau socoteală lui Dumnezeu. Nu, odată ce ai intrat în biserică, te identifici cu biserica, cu învățătura, cu regulile de morală, de conviețuire, ca peste tot, oriunde te duce, de fapt, e la fel. La fel și în comunitatea bisericii. Și odată ce ești acolo și ți-ai asumat anumite responsabilități, ai grijă cum trăiești. Pentru că orice faci, orice pas greșit, orice alunecare, îi afectează pe toți. Mai vorbeam cu copiii când erau mai mari, așa, adolescenți. Și noi părinții suntem grijulii, atenți, le spunem din timp, ai grijă cum te porți, pentru că toți mă cunosc. Știți cum era vorba în sat. În sat acolo chiar așa era. Toți se cunoșteau unii pe alții. Ce făcea unul, un copil, cunoștea tot satul imediat. Acum cu internetul e cumva la fel, pentru că știți cum internetul este un sat global, cum se numea el, Global Village, îi spunea cineva și ca un profetic, așa încă din anii 60. Și așa este, faci ceva, se aude imediat. Deci nu te poți erija sau crede că tu ești singur, ești individ. Da? Nu. De aceea atrăgeam atenția copiilor, aveți grijă cum trăiți. Și copiii se ziceau, ai viața mea. Erau adolescenți ăștia, știți, care cred că pot da piept cu viața pentru orice. Și s-a văzut că n-a fost așa. Că dacă ceva unul din copii a făcut, pe toți ne-a afectat. Și mai târziu a părut rău. Dar există perioada așa de orbire pentru unii. La fel este și în biserică. Tot ce faci tu se răsfrânge asupra tuturor. Așa a fost și atunci. E adevărat că dintre izraeliți, numai câțiva, așa spune textul, că unii dintre ei au căzut, unii au pierit, unii. Dar vedeți? I-a afectat pe toți. Toată imaginea poporului a fost afectată și nu numai relația cu Dumnezeul lor. Și Pavel spune, aveți grijă cum trăiți. Ce faceți voi, îi acoperă, îi cuprinde pe și pe ceilalți. Și vrea să, practic, să-i stimuleze, să-i motiveze pe credincioșii din Corint să își ducă trăirea până la capăt. El, Pavel, folosește ideea din sport, de alergare. Pentru premiul chemării cerești, alergarea, da, atletism. Da? E o cursă lungă, adică alergarea este lungă, e de durată. Și succesul alergării depinde de autocontrol, spune Pavel. De aceea aveți grijă, nimeni nu este imun la ispita celui rău și la un posibil derapaj. Era și o vorbă, nu mai știu când și unde, că un început bun nu garantează un sfârșit bun. Trebuie să ai grijă cum alergi, ce faci în această perioadă. De aceea Pavel, zic, avertizează aici în textul nostru, Corintenii, le aduce aminte de greșelile izraeliților și problema principală, evident, a fost că izraeliții au trăit ușuratic în legământul lor cu Dumnezeu, deși aveau privilegii, n-au știut să le gestioneze corect. Și Pavel observă în Corint că unii din Corint dădeau semne că trăiesc la limita relației lor cu Hristos. Două păcate constante
au fost, s-au găsit în istoria Israelului, în vechime. Și anume, păcatul idolatriei și păcatul împotrivirii. Idolatria, știți ce înseamnă, să te închini altor zei decât Dumnezeului adevărat. Dar Pavel observă, și de aceea și când am citit textul, ați observat că Pavel apelează la patru exemple, nu la două. La patru exemple, pentru că fiecare păcat important este asociat cu un altul. Când vorbește, de exemplu, despre primul păcat, să nu fiți închinător la idol, imediat Pavel vorbește, spune, amintește despre să nu curvim, cum au făcut unii dintre ei. De ce? Pentru că idolatria era mereu însoțită, da, de imoralitate sexuală. Și am să revin la această idee. Tot așa, împotrivirea sau ispitirea lui Dumnezeu este însoțită de cârtire, al patrulea exemplu. Și acestea sunt tandemurile, două păcate, idolatrie și împotrivire, pe care Pavel le observă și în Corint. Și zice el, am să vă dau aceste patru exemple ca pilde, ca modele formative, adică vă amintesc greșelile ca voi să nu le repetați, să aveți grijă și să lucreze Dumnezeu în inima voastră, să vă formeze o stare de veghere. Bun. Și am să le iau și eu pe rând. Tot acest text are loc într-un context mai larg, cum spuneam, acela legământului. Pavel le amintește corintenilor, nu uitați că voi sunteți ai Domnului, voi sunteți în legământ cu Domnul. Așa cum izraeliții în vechime știau că sunt în legământ și în legământ există reciprocitate. Adică dacă eu fac o înțelegere cu tine, nu doar îți ofer ceva, și am așteptări de la tine și tu să-ți faci partea ta. Așa a fost dintotdeauna. Și tot așa pentru un creștin. Te-a invitat Hristos, ești al Lui, ți-a dat niște privilegii, da? Te-a împuternicit, de exemplu, cu Duhului Său, să te păzească de cădere. Ți-a dat cuvântul Său, ți-a dat biserica. Toate acestea sunt privilegii. Privilegiile legământului, dar orice privilegiu impune și o responsabilitate. Și aici, în partea a doua, stăteau rău și izraeliții și corintenii. Deși aveau multe privilegii, mereu cădeau, uitau de ele și nu-și făceau partea lor din legământ. Bun. Le voi lua pe rând. Prima este ispita idolatriei. Să nu fiți închinători la idoli, spune Apostolul Pavel, ca unii din ei. Și se dă un exemplu din Vechiul Testament, din Exod, capitolul 32, când spune că în timp ce Moise primea legea Domnului pe munte într-un mod spectaculos, unic, poporul și-a pierdut răbdarea și a început să mănânce, să bea și să danseze înaintea unui idol undeva în vale. Și Pavel, când vorbește despre acest incident, spune, poporul a șezut să mănânce și să bea și să ascula să joace. Interesant că Pavel nu spune că poporul s-a închinat idolului.
simplele acte de a mânca și bea în prezența idolului au fost amintite de Pavel. De ce? Pentru că atunci când faci anumite lucruri mărunte, să mănânci, să bei, să dansezi, nu, e așa de greu. Dar dacă o faci în prezența idolului, nu neapărat ca și gest de închinare, cum spunea un comentator, că acestea sunt de fapt semne ale faptului că duhul idolului a intrat deja în ei. Adică au avut un comportament idolatru pentru că, explică Pavel în versetul 6, au poftit după lucruri rele. Și corintenii erau ispitiți la fel. Când se duceau, de exemplu, să mănânce la mesele păgâne în prezența unui idol. Nu trebuia neapărat să săruți idolul sau să faci niște incantații. În prezența lui era suficient. Acestea arată o stare de ușurătate, de nesocotință. De ce? Pentru că în vechime Dumnezeu deja se prezentase poporului ca un Dumnezeu gelos. La fel este și astăzi. Gelozia are și o notă rea. Poate duce la ceva rău. Dar gelozia, prin definiție, înseamnă că iubești pe cineva și îl dorești pentru tine. Și te doare, suferi atunci când te trădează. În sensul acesta, și Dumnezeu, când a văzut poporul lui Israel că se ducea după zeii păgâni, neatenți, așa, ușuratici, au strânit gelozia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu considera că ei sunt în legământ cu El, cu Jehova. Și de aceea Dumnezeu a reacționat. A văzut duplicitatea poporului. Știți cum e starea asta? Stare de permisivitate, să o numim. Adică îți permiți să faci lucruri neatent, din neatenție, din neveghere. Dar ce nu sesizăm noi și n-au sesizat nici izraeliții și nici corintenii este că aceasta este fisura, filiera prin care diavolul cel rău inserează, pune în mintea noastră ideea trădării, a depărtării, a variantelor, așa numitul idol al opțiunilor deschise. Adică, dintr-o dată zici, da, dacă nu-i chiar așa cum spune Dumnezeu, da, dacă nu-i chiar așa cum scrie Biblia, da, dacă nu-i chiar așa cum se predică în biserică. Și în acel moment ai variante, ți se deschid variante și din neatenție poți cădea în această ispită să-L înlocuiești pe Dumnezeu, pentru că asta e idolatria. E substituirea autorității lui Dumnezeu în viața ta. Mai simplu spus, idolatria înseamnă să îl înlocuiești pe Dumnezeu ca numărul unu în viața ta. Reperul numărul unu în viața ta. Și Dumnezeu știe când o faci. Și declanșezi mânia lui Dumnezeu datorită geloziei lui Dumnezeu. De ce Apostolul Pavel, când descrie starea omenirii în Roman capitolul 1, așa explică, e un fel de, acolo e o sinteză foarte bună a apostolului, când explică cam ce se întâmplă cu omenirea astăzi, din totdeauna de fapt, când au răsturnat valorile date de Creator. Acolo de mai multe ori veți găsi verbul au schimbat, au schimbat, au schimbat.
au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu, au schimbat închinarea la Creator cu închinare la creatură și au schimbat fundamental valorile morale și etice. Deci, subtilitatea ispitei, idolatriei, este aceasta: să relativizezi adevărul. Să nu mai ai valori precise, stabile, repere. Să sugereze că poate fi și altfel. Să-ți permiți să faci lucruri, permisivitate, să-ți permiți să faci lucruri pe care știai că n-ai voie să le faci. Asta e ispita idolatriei și aș putea exemplifica astăzi, mai ales în foarte multe feluri. Mă îngrijorează, știți, această fugă după relevanță. Relevanța este un lucru bun în sine. Relevant înseamnă să înțelegi vremurile, să fii deschis, să vezi realist lucrurile. Dar în domeniul spiritual, când aplici relevanța și nu ești atent, ispita este să deschizi ușa unor permisivități, unor lucruri, care strică ideea, corupe ideea în sine. Să vă dau un exemplu. În 1 Corinteni 9, textul dinaintea textului nostru, Corinteni 10, Apostolul Pavel, de la versetul 19, spune cum se raportează el la alți oameni, în alte contexte, atunci când predică Evanghelia. Și zice așa, 1 Corinteni 9 cu 19, căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi, m-am făcut tuturor totul, oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Bun, asta este textul. Și au fost unii corinteni care au zis, deci poți face orice. Poți să ieși, să te duci în anumite locuri unde știi că n-ai voie, pentru ca să-i câștigi pe ceilalți pentru Hristos. Dacă se bea, beau și eu. Ca să-i câștig pentru Hristos. Dacă dansează, dansez și eu ca să-i câștig pentru Hristos. Dacă stau în prezența unui idol, stau și eu ca să câștig pentru Hristos. Pe mine nu mă afectează, zici tu. Vedeți subtilitatea acestei ispite a relevanței înțeleasă greșit. Și asta vrea să spună Pavel. Că dacă acel orice, fac orice, devine un pretext pentru a trăi la limita compromisului, aceasta este o formă de relativizare a principiului sau adevărului de bază. Vreau să-i mântuiesc, dar asta nu înseamnă, Pavel nu sugerează aici că pot să faci orice. Eu pot ajusta anumite principii sau anumite atitudini, dar nu înseamnă că voi compromite esența Evangheliei sau esența vieții morale creștine. Dar simțiți subtilitatea aceste ispite? Și de aceea
de dragul că îi mântuiește pe oameni, sau de, sunt unii creștini și astăzi care de dragul că se ducă Evanghelia, de dragul de a atinge, nu știu ce, colegii cu mesajul, așa, se duc dincolo de limită. Dincolo de limită. E adevărat că această linie, margine, da, graniță, e foarte subțire. Nu oricine poate să stea pe linia aceasta și să înțeleagă pe Apostol Pavel ce a vrut să spună aici și ce trebuie să facă. Pentru că îl găsim în alte situații pe Apostol Pavel în care nu a cedat deloc, a rămas integru cu riscurile, cu riscul de a fi prigonit, să sufere și a suferit pentru aceasta. Deci acest orice, fac orice, trebuie bine, bine, atent cântărit. Poate deveni o problemă, o ispită, da? Aceea a compromisului, a idolatriei. Chemarea Apostolului Pavel, deci, cu primul exemplu pe care îl dă, este să ții minte că ești în legământ. Deci, nu uita nicio clipă, indiferent ce faci, chiar dacă te duci să-i câștigi pe alții pentru Hristos, nu uita cine ești, în ce legământ ești. Mai importantă este relația cu Dumnezeu, chiar decât întoarcerea altora la Dumnezeu. Am spus ceva important acum. Amin. Nu orice. Nu împrumutăm lucruri care nu se potrivesc cu caracterul lui Dumnezeu, cu morala creștină, cu gândirea lui Hristos. Avem și noi limite, suntem în legământ și asta spune Pavel, nu uita niciodată cine ești. Nimeni nu este imun la ispitire. De aceea foarte frumos spune în 1 Corinteni 10 cu 14 Apostol Pavel, ia să vedem, imediat după textul nostru. De aceea, prea iubiților mei, adică ca o concluzie la exemplele date de el, ce spune, fugiți de închinarea la idol. Fugiți! Nu faci orice. Fugiți de închinarea la idol. Orice permisivitate, orice relaxare te poate vulnerabiliza la idolatrie. De aceea e important să știi cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu filtrează ceea ce poți face sau nu poți face. De aceea este important să fii mereu în Duhul, în puterea Duhului. Ca Duhul să te învețe, asta pot să fac, asta pot să nu fac. Aș putea dezvolta mai mult aceasta, pentru că este o sensibilitate aici. Eu am întâlnit, chiar și în biserice pe care am păstorit, creștini care se credeau maturi și ei n-aveau nicio problemă să bea, să danseze cu alții și în alte contexte, crezând că asta e libertatea în Hristos. Pavel însă, tot în Corinteni, uitați puțin mai încolo, în Corinteni 10, are un principiu, versetul 31. 1 Corinteni 10 cu 31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire. Așa continuă textul. Nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Deci, da, în principiu ți se dă libertatea în Hristos să faci lucruri, anumite lucruri, dar libertatea nu înseamnă să faci orice, ci orice libertate este determinată de relații, de exemplu, de regulile morale. Sunt liber în Hristos, dar nu pot face orice din această pricină. Sunt un creștin liber și astăzi, da, dar uitați, sunt în comunitate cu voi, nu pot face orice.
Ești liber în casa ta? Da, ești liber, dar nu poți face orice în casa ta. Vă amintiți, nu? Și din tinerețe și acum, când sunteți poate mai în vârstă. Nu există. Orice comunitate, oriunde ai fi, se impun limite. De ce? Pentru că relațiile sunt mai importante. Relațiile îți determină limitele libertății. Dacă tu iubești pe cineva, dragostea îți limitează libertățile. Eu sunt căsătorit, am o soție. O iubesc, nu? Nu pot să fac orice să flirtez cu alte femei. Pot să o fac. Libertatea ți-ar spune, da, păi, nu. Relația de dragoste îmi limitează libertățile. La fel este și în biserică. Tu nu poți spune, nu mă interesează ce spun ceilalți. Eu am ideile mele. Eu fac ce vreau. Nu dau socoteală nimănui. Nu. Odată ce ai intrat în biserică, dai socoteală de viața ta și cer socoteală de la ceilalți. De aceea, spune Pavel, anumite libertăți tu trebuie să ți le impui de dragul fratelui pentru care a murit Hristos. Contează, spune în capitolul 8, dacă rănește pe fratele tău sau nu-l rănește. Adică dacă ceea ce faci tu, că tu ești mai matur în credință, îl rănește pe fratele care abia a intrat în biserică și nu înțelege anumite lucruri, dragostea de el și de biserică îți cere să te oprești, să-ți limitezi anumite libertăți. În contextul din Corinteni este că unii frați din Corint se duceau la ospețele păgâne și spuneau că ei sunt imuni, nu poți fi atinși de idolatrie și de imoralitate. Dar zice Pavel, te-ai gândit la fratele tău mai tânăr în credință care te vede că te duci acolo. Nu te gândești ce efecte va avea această atitudine de permisivitate a ta în raport cu fratele tău pentru care a murit Hristos. De aceea spune Pavel, nu doar că tu ești liber, dragostea va limita libertățile de dragul relației. Poate că de aceea, vedeți, noi pierdem multe relații, pentru că ne permitem să facem anumite lucruri fără să empatizăm, adică să ne gândim ce efecte va avea ceea ce fac asupra celuilalt. Nu e învățătură ușoară, pentru că ți se cere să pui strajă și vorbelor și gurii tale și atitudinilor și faptelor tale de dragul celuilalt. Asta înseamnă să trăiești în legământ, asta înseamnă să trăiești în comunitate. Domnul să ne dea înțelepciune. Amin. Și dragoste. Când iubești, trebuie să fii pregătit să sacrifici chiar din libertățile tale. Bun. A doua ispită pe care o notează Apostolul Pavel în 1 Corinteni 10, versetul 8, este ispita imoralității. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Ziceam că la început că idolatria în general este cuplată cu imoralitatea sexuală. Așa a fost în vechime. Așa a fost și în Corint. Așa cred că este și astăzi. Despre ce e vorba aici? Cred că Pavel face referire la textul din Exod 32 și din Numeri 25. În primul caz, citim despre Moise care întârzia coborârea de pe munte, unde primea legea, direct de la Dumnezeu,
Și textul acolo spune că poporul s-a stricat. S-a stricat, a făcut un vițel de aur, un vițel turnat și au început să-i aducă jertfe acestui vițel. În Exod 32:6 am remarcat din nou, poporul a mâncat și a băut, apoi s-a sculat să joace. Doar intervenția lui Moise i-a salvat de nimicire completă. În al doilea caz, cel din numărul 25, găsim referire la curvia, da, imoralitatea sexuală între bărbații izraeliți și fetele moabite. Și asta a declanșat din nou mânia lui Dumnezeu, pentru că spune în numărul 25:2, că femeile străine au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Da? Deci încă o dată, femeile străine cu care trăiau bărbații din poporul ales al lui Dumnezeu au poftit poporul la, au ispitit, au îndemnat poporul la jertfele dumnezeilor lor. Deci n-a fost doar o plăcere de moment. Obiectivul fetelor păgâne a fost altul. Să compromită bărbații din poporul lui Dumnezeu. Să aducă închinare zeilor inexistenți. Și aceasta a declanșat urgia, pedeapsa lui Dumnezeu. Pentru că s-a călcat porunca a șasea, să nu prea curvești. Din nou vedeți cum idolatria e combinată cu imoralitatea sexuală. Exact ce Apostolul Pavel deja în capitolul 8 din Corinteni, dacă vă amintiți, a surprins. Aceeași combinație. Mesele cultice, păgâne, da? Care ofereau de toate, inclusiv plăcerea sexuală la final, și totul se întâmpla în jurul unor ceremonii religioase. Acest păcat al imoralității, această ispită, da, care se mai numește în românește desfrânare, asta și înseamnă, nu? Să nu mai ai frâu, să nu mai poți ține la valorile morale, este acel eșec de a trăi după standarde morale lumești și nu creștinești, cu referire la creștini. Nu e vorba doar de a călca un anumit articol și eu din lege. E mai mult de atât. Această stare de curvie și spirituală, după cum vom vedea, de imoralitate, se referă la o stare sufletească care duce la acțiuni motivate greșit. Adică știi că dacă te duci într-un anumit loc vei fi ispitit și totuși te duci. Știi că dacă deschizi pagina pe internet, pagina murdară, vei fi ispitit, dar tot te duci. Știi că te duci la o anumită familie care se preocupă de tot felul de lucruri. De ce te duci? Știi că vei fi ispitit și totuși te duci. Deci, cu alte cuvinte, avem aici o problemă de fond. Cauza este o direcționare greșită a voinței. Voința ta, când nu o controlezi, își face de cap.
își arogă autonomie. Și orice când voința noastră nu stă sub autoritatea lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu sau Duhului Sfânt, voința noastră pune sinele nostru în centru vieții noastre. Și sinele totdeauna, nu? Asta înseamnă iubirea de sine, să cauți plăceri, să te mulțumească pe tine. Acestea le numim noi distracții, nu doar atracții. Distracții. Păi ce-i distracția? Distragerea atenției. Nu? Distracția. Așa cum spui că ești ocupat. Ce înseamnă să fii ocupat? Înseamnă să fii sub ocupație. Da? Așa cum spui că te distrezi, asta și ce înseamnă? Că tu ți-ai distras concentrarea, voința, atenția de la lucrurile curate și bune și le-ai dat voie să meargă oriunde vor ele. Și te duc, aceste sentimente te duc peste tot. În vechime, Pavel cred că se referă la curvia spirituală și nu numai, dar și la curvia fizică, deci la imoralitatea fizică, dar și la curvia spirituală. Știți, în proroci găsiți des, mai ales în Ezechiel. Am selectat chiar un verset din Ezechiel 16:15, unde spune că poporul s-a încrezut în frumusețea lui. Și a neglijat, cu alte cuvinte, sentimentele față de Dumnezeu și ale lui Dumnezeu față de el. Din nou venim la gelozie. Dumnezeul nostru are sentimente. E persoană, ca noi. Noi suntem persoane, avem și voință, avem și sentimente, avem și rațiune. La fel este și Dumnezeu. Deci noi când ne raportăm la Dumnezeu și El se raportează la noi, El cumva s-a acomodat vieții noastre. Ne-a creat după chipul său ca persoane. Și de aceea când relaționează cu noi, când comunică cu noi, el se coboară la noi. Așa cum noi ne coborâm la copii, nu? Când copiii sunt mici, dar nu ții lecții de filozofie cu el. Nu? Și citești din Kant. Nu? Copilului te cobori tu. Uite, nu-i voie să faci asta. Și limbajul. Și prezentarea. Toate sunt adaptate pentru vârsta copilului. Tot așa Dumnezeu se adaptează, dacă vreți, într-un fel, limitărilor noastre, că noi suntem foarte limitați. Și când ne vorbește Dumnezeu, ne vorbește ca noi să putem înțelege cât de cât. Când ne comunică ceva, o face, da, înțelept, ca noi să pricepem ce vrea El. Și când El spune, nu mă trădați în relație. Dacă vă duceți la idol, dacă faceți lucrurile acelea, eu sufăr. De ce apare gelozia la Dumnezeu? Din cauza sfințeniei Lui. Gelozia lui Dumnezeu și are originea în sfințenia Lui. El vrea relația să fie curată, deschisă, transparentă. De aceea El suferă atunci când noi mergem după alți Dumnezei. La fel în cazul corintenilor, unele banchete idolatre se țineau în temple păgâne, altele în case private. Toate documentele din perioada aia, primului secol după Hristos, arată că în astfel de întâlniri băutura era excesivă, alcoolul și orgiile sexuale erau normale. Și Pavel face legătura și spune, nu-i bine, nu-i bine unde mergeți, aveți grijă, mesele acelea idolatre vin la pachet cu senzualismul.
aveți ce căuta acolo. Ca și cum astăzi, știți, te invită cineva undeva, tu trebuie să întrebi, ce se va întâmpla acolo? Nu te duci fără să te faci că nu știi ce va fi acolo sau să fii naiv. Întreabă, mă inviți, dar ce? Ce va fi acolo? Dau și acest exemplu, deși nu-i prea potrivit contextul, să eram în liceu, clasa a 11 sau 12. Aveam un grup de prieteni, așa, ne mai vizitam. Ei știau credința mea, știau că sunt curat și n-am avut fată, nu trăiam cu nimeni și mă țineam curat, că așa am învățat. În legământ, făcusem deja legământ cu Domnul în apa botezului, ei știau lucrul acesta. Și ce credeți? S-au gândit să mă ispitească. Au organizat la unul dintre ei o întâlnire. Credeam că vom fi doar noi. Dintr-o dată apar două fete. Din alte clase. Așa. Și prietenii ăștia mei văd că unul pleacă, al doilea pleacă și gazda unde a fost, încă o fată pleacă și vrea să mă lase cu una din fete, singur, în casă. Și vine să-mi șoptească, vezi, zice, că plec și eu, tu rămâi cu ea. Numai tu cu ea, nu te deranjează nimeni. Sugerându-mi că acum e momentul, da, să gust și eu din plăcerea aceasta a lumii. Și atât cum eram eu la cât aveam, 17, 18 ani, am sesizat imediat pericolul, ispita, viclenia lor. Și eu am plecat înaintea lui, a gazdei, și am spus, Mișii, așa-l chema, zic, eu aici nu stau. Zice, ce ai făcut? Și imediat am fugit, efectiv, de acolo. Da. M-au batjocorit după aceea, dar neesențial. Da. Era să uit. Că toți aceștia au divorțat între timp. Și eu am rămas cu soția și cu copiii și ai altă consecință. Dar ați înțeles? Nu poți. Contextul trebuie să-l cunoști. Oriunde te duci, pune întrebări, vezi despre ce este vorba. Nu te crede prea puternic, zice Apostolul Pavel. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă în ispită. Care dintre noi e așa de puternic? De aceea, atmosfera creată de aceste mese idolești, sau idolatre, îmbinate cu senzualismul, erau cadrul perfect de ispitire. Și Pavel spune, n-aveți ce căuta acolo, fugiți! De locul acela. Aș putea povesti cum în Corint erau tot felul de zeități care promovau senzualismul, cum e Afrodita sau Bacchus. Ați auzit de Bacchus? Zeul vinului. Acolo era în Corint. De fapt, religiile prezente în Corint se numeau religii ale fertilității, da? Cu tentă clar imorală. Da, Pavel de aceea scrie și a dat seama, a înțeles contextul și vrea să păzească biserica, vrea să o avertizeze. Fugiți, să nu cumva să intrați în idolatrie, că automat vine imoralitatea. Și pe ce bază apostolul Pavel vorbește? Le amintește de legea sfințeniei sau a sfințirii personale. Orice creștin trebuie să refuze orice tip de compromis moral, să stai lângă standardele
rânduielile morale absolute date de Dumnezeul tău în cuvântul tău, în cuvântul său. De aceea, știți, în Corinteni, Pavel vorbește foarte des despre trup. Păi zice, trupul, zice, este un dar de la Dumnezeu. Aveți grijă ce faceți cu el, da? E templul lui Dumnezeu, chiar așa spune la un moment dat. Și așa cum templul este ceva consacrat pentru ceva sfânt, așa și trupul vostru trebuie să fie consacrat pentru ceva sfânt. Dar atenție, și acum vin la miez, pentru că în contextul ăsta Pavel vorbește despre ispitire. Una este să fii ispitit și alta este să păcătuiești. A fost Iisus Hristos ispitit? Da. Dar nu a păcătuit, n-a cedat ispite, da. Ispitirea este o incitare, da? Nu obligație. De aceea alegerea este la om. Soluția, zice Apostol Pavel, este în versetul 13. Că nu va ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Deci uitați-vă aici la Pavel, sunt trei, dacă vreți, pași de a ieși din ispită, de sub puterea ispitei. Unu, primul pas. Da? Dumnezeu a modificat, dacă vreți, puterea ispitei în funcție de puterea credinciosului de a suporta atacul ispitei. Așa zice. Nu ai nicio justificare să spun am fost ispitit, am fost slab, n-am avut ce face. Adică Dumnezeu e vinovat că tu n-ai avut ce face. Nu. Dumnezeu spune aici prin cuvântul său, nu v-a ajuns nici o ispită care să fi fost potrivită pentru... nicio ispită care să fi fost potrivită cu puterea omenească. Asta e primul lucru. Al doilea pas. Că Dumnezeu asigură mijlocul obiectiv de a ieși din ispită. Așa scrie, nu? Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Da. Și al treilea lucru aici este promisiunea lui Dumnezeu, adică ai, pe de o parte, limitarea ispitei, puterii ispitei, doi, ți se dă mijlocul de a ieși din ispită, trei, Dumnezeu îți promite că e acolo cu tine, dacă să poți răbda ispita. Fiți, vă rog, atenți acum la această afirmație, că voia lui Dumnezeu permite ispita prin a permite circumstanțele care te pot duce la ispită, dar voia lui garantează că nu vor exista piedici de a ieși voluntar din ispită. Aceeași voia lui Dumnezeu, același Dumnezeu este. Deci voia lui Dumnezeu permite ispita circumstanțelor, în sensul acesta, Dumnezeu permite împrejurărilor să fii încercat, dar tot această voia lui Dumnezeu îți garantează că nu vor exista piedici de a ieși din ispită. Deci nu există scuze pentru căderea în ispită. Există însă totdeauna căi de a ieși din ispită. Cum? Mijloacele, acolo cuvântul cheie, mijloacele. Pentru un creștin, mijloacele sunt cunoscute. E cuvântul lui Dumnezeu. E rugăciunea. Da? E apelare la puterea Duhului lui Dumnezeu. Este postul. Da? Este activitatea de slujire. Cu cât ești mai implicat în slujire, cu atât ești mai ispitit, mai puțin ispitit. Da, și există o experiență. Cine lucrează cu Dumnezeu și cu aceste mijloace ale Harului lui Dumnezeu, cum se numesc, are tot mai multă experiență în a putea birui ispita. Duhul lui Dumnezeu îl sesizează ca să fugă de contexte ispititoare și să umble după lucrurile Duhului,
nu după lucrurile firii pământești. Bun. Asta a fost a doua, dar mă tem că timpul a cam trecut. Mai încă una, așa, dacă o să încerc să o restrâng. Al treilea exemplu pe care Pavel dă din vechime este versetul 9, să nu ispitești pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. A treia lecție este ispitirea lui Dumnezeu. Să nu ispitim pe Domnul. Și referirea, trimiterea probabil este la mai multe cazuri când izraeliții l-au ispitit pe Domnul, expresia apare în Vechiul Testament de mai multe ori din gura lui Dumnezeu. Și aplicat la corinteni este corect, pentru că și corintenii, după cum trăiau, după cum trăiau la limită, știți, pe mejdie, pe graniță, forțau mâna lui Dumnezeu, puneau la încercare dragostea lui Dumnezeu prin a-L provoca și a împinge limita relației. Asta înseamnă ispitire. Să profiți de pe faptul că Dumnezeu este bun și să trăiești ca un nebun. Să profiți de pe faptul că Dumnezeu te iartă și tu să faci păcate, că va veni și iertare. Vorba unui ateu, nu? Că asta e treaba lui Dumnezeu. Zice. Să ierte. Deci așa, superficial, se privesc toate acestea. Ispitirea lui Dumnezeu, știți cum este? Prin ușurătate. Când trăiești ușuratic, permisiv, la limită, îl ispitești pe Dumnezeu. Și poporul în vechime a trecut pe aici, l-a ispitit pe Domnul. Acum ne gândim, poate un Dumnezeu perfect să fie ispitit? Acum, doar această precizare, că cuvântul ispită peirasmos în greacă și temptatio în latină, de unde avem tentație, poate să însemne două lucruri. Poate să însemne un îndemn sau provocare la ceva rău, dar poate să însemne și doar o tentație, adică o încercare, o mânuire. Când cel rău te ispitește, se poate opri totul la nivel de tentație, de încercare. Depinde de tine. Când nu ești atent și contextul ești superficial, dar ispitirea va fi acea înfrângere a ta. Când nu mai poți să reziști. Dar se poate opri la nivelul de încercare. Dumnezeu permite astfel de încercări pentru a verifica rezistența morală a credinciosului. Dar atunci când, de exemplu, cineva ispitește, adică încearcă să-l determine pe un alt om să facă rău, asta este forma cea negativă de ispitire. Nu mai este încercare atunci, ci este întărătare, ațățare sau azmuțire. Sunt termeni sinonim. În Biblie, rețineți vă rog, că ispita în sens de întărătare la a face rău este asociată cu lucrare demonică. Păi cum a intrat păcatul în lume? Prin ispitire, zicem noi, dar n-a fost doar o încercare, un test. A fost o întărătare la a călca porunca lui Dumnezeu. De aceea Pavel vorbește despre faptul că Eva a fost amăgită, da? Adică indusă în eroare ca să calce porunca lui Dumnezeu.
Și Iisus Hristos a fost ispitit în acest sens. A vrut diavolul să-l determine pe Iisus Hristos să accepte varianta lui, să nu accepte, să lase planul lui Tatălui, planul lui Dumnezeu. Dar Hristos a biruit. Da. Atunci, poate fi Dumnezeu ispitit? Da, într-un sens, da. Adică oamenii îl pot ispiti pe Dumnezeu în sensul de a-i pune la încercare caracterul, răbdarea, credincioșia, puterea. Când prin faptele tale, prin vorbele tale, încerci să manipulezi lucrurile, încerci să schimbi sensul unor promisiuni, de exemplu. Pentru că asta se întâmplă, eu mi-am notat modul în care izraeliții l-au ispitit pe Dumnezeu în câteva situații și de fiecare dată ce se întâmpla? Izraeliții mergeau în fața lui Dumnezeu prin Moise sau în fața lui Moise și spuneau Dumnezeu a zis că vom avea așa și vom fi așa și uite, vezi că nu mai avem, nu se întâmplă, nu avem de mâncare, suntem în pustiu aici și Dumnezeu spune asta este ispitire. Nu este vina mea că ați ajuns aici. Voi încercați să puneți la îndoială caracterul meu? Planul meu? Asta este ispitire. Și este o strategie demonică care creează confuzie și manipulare. Și funcționează și astăzi. Când, știți cum, când ispitești pe cineva, îl provoci să facă un rău, îl seduci, da? Ce faci? Îl atragi într-un fel de viață diferită de viața în care trăiește el. Adică îl pui într-un alt context. Ca să facă lucruri împotriva caracterului său sau împotriva principiilor sale, atunci îi spitești. Vă dați seama ce subtilitate aici, că noi poate nici nu ne-am dat seama că am ispitit pe alții pentru că i-am pus în situații anormale, noi, nepregătiți să facă, să spună lucruri pe care eu intenționez să am intenționat, am planificat ca ei să cadă în ispita asta și să iasă ei rău. De câte ori n-am trecut pe aici? Cu frații de-ai mei. Păi n-am spus așa. Da, dar așa și așa ai vrut și ai... E demonic. E demonic. Să-l atragi pe cineva în cursă, să-l determine să spună, să facă lucruri împotriva a ceea ce crede și să o faci de bună știință, intenționat. Ei, Fiul lui Dumnezeu n-a căzut în această cursă a celui rău. Dar se pare că izraeliții, o parte din ei, spune textul, și corintenii au căzut în această ispită, a ispitirii lui Dumnezeu. Și au avut un fel de rebeliune programată, așa în istorie. Au pus la îndoială prezența și puterea lui Dumnezeu în mijlocul lucrărilor sale. Când Dumnezeu lucra în mijlocul lor, ei se răsculau, se răzvrăteau. Bă, nu, poate că nu e așa, poate că nu e Dumnezeu, poate că ne-a uitat, poate că... Această atitudine de a pune schimba sensul anumitor lucrări ca Dumnezeu să iasă rău este considerată ispitire și Dumnezeu pedepsește. Vă aduc aminte că niște șerpi veninoși au pătruns o dată în tabără din acest motiv, pentru că poporul a ispitit pe Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi ispitit, zice Iacov, în sensul că el nu poate să schimbe caracterul, dar uitați-vă că noi putem cădea în această ispită a ispitirii, a deturnării. De aceea trebuie să fim foarte atenți ce vorbim. Când Iov a trecut prin mari încercări, era ispitit și de prietenii lui să zică lucruri la adresa lui Dumnezeu grele. Dar știți ce spune textul? Că Iov în toate acestea
n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Așa să ne ajute El. Vă spun doar de aceea lecția pe care cred că Pavel vrea să ne dea este lecția reverenței, a fricii de Dumnezeu, să aveți grijă, să avem grijă cum ne purtăm înaintea acestui Dumnezeu care este sfânt. Și voi încheia doar amintind că a patra ispită sau lecție de care vorbește Pavel este să nu cârtiți, cum au cârtit unii în vechime. Ispita cârtirii este ispita murmurării, a arăta mereu nemulțumire față de Dumnezeu. Și textele sunt multe și în vechime. Și corintenii erau ispitiți de această cârtire. Vorbeau împotriva lui Pavel, de exemplu, că n-are autoritate, că Pavel zice, că face... Era un fel de lașitate, pentru că știți, cârtitorii sunt lași. Ei nu vorbesc pe față, numai după ce ai plecat. Atunci te trezești cu... Am pățit-o și am plecat de la o școală, de la o biserică, m-am trezit cu vorbe. De unde? De la cârtitori, care sunt lași, nu spun pe față. Așa a fost și cu evreii, pe vremea lui Moise și Aron. Și așa erau și corintenii. După ce Pavel a plecat de la ei, au început să-l vorbească de rău. Și Pavel le scrie înapoi. Să nu fiți cârtitori. Pentru că ce înseamnă cârtirea? Să e păcatul care deformează perspectiva corectă asupra unei realități prin exagerare sau insinuare. Și sigur, se cuplează cu nemulțumirea, cu toate. Ce să facem noi în loc de cârtire, spune Pavel? Să fiți mulțumitori lui Dumnezeu mereu. Fiți plini de gratitudine pentru tot ce ne dă Dumnezeu. Acestea au fost lecțiile, patru grele, pe care Pavel le ia din vechime și le dă, face un fel de lecție practică pentru corinteni. Aveți grijă să nu vă lăsați ispitiți, spune el, de idolatrie, pentru că idolatria merge împreună cu imoralitatea, cu curvia. Aveți grijă să nu vă împotriviți lui Dumnezeu, să nu puneți la îndoială caracterul lui Dumnezeu, să nu-L ispitiți pe Dumnezeu. Și această ispitire vine de obicei cu cârtirea. Tandemurile acestea sunt catastrofale pentru biserică. Nu vă justificați că am fost ispitit și n-am putut rezista. Pavel spune încă o dată, Dumnezeu a pregătit mijlocul să ieși dintr-o ispită. Pentru aceasta, mijloacele sunt la îndemâna tuturor. Ai cuvântul lui Dumnezeu pe care poți să-l citești în fiecare zi, să te întărești. Uitați, părtășia bisericii, ce am făcut noi astăzi? Ce am făcut astăzi? Ne-am protejat acum. Acum știm cum să luptăm împotriva unor ispite. Deci, părtășia bisericii te ajută foarte mult în a lupta contra acestor ispite. Rugăciunea, uneori însoțită de post, nu? Iarăși te ajută spiritual să lupți împotriva ispitei. Scopul este să îți onorezi Dumnezeul. Este Dumnezeul tău sfânt? Așa prezintă-L. De modul în care tu trăiești, Dumnezeul tău va fi onorat. Dacă tu toată ziua cazi în ispită și se știe, știu cei din casa ta, din jurul tău, tot timpul ăsta e oscilant, știi ce semnal dai? Că Dumnezeul tău nu te poate ajuta. Deci Dumnezeu va fi vizat în primul rând. Și zici ca vecinii să se întoarcă la Dumnezeu sau colegii tăi. Dar cum când te vede pe tine că eșuezi mereu? Tot caz în ispite. Tot ești... Vor spune, n-am nevoie de Dumnezeul acestuia care tot timpul cade. Dar dacă tu biruiești și ești învingător în fiecare ispită, dai un alt semnal, că Dumnezeu tău este viu, Dumnezeu tău este cu tine, ți-a pregătit toate mijloacele să ieși din ispită, să o poți birui până la capăt, și atunci alții vor fi interesați de acest Dumnezeu care împuternicește,
care este alături de credincioșii lui. Acestui Dumnezeu bun, puternic și sfânt. Să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.